Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Tatiana, știm că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu. Noi vă felicităm cu toată inima, vă urăm multă sănătate și multe bucurii să aveți din partea celor mai scumpe și dragi persoane. Știm că sunteți o mamă minunată și astăzi copiii dumneavoastră se închină în fața părinților și vă spun mulți, mulți ani. Acest buchet cu trandafiri este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și acuș, țineți așa buchetul. Și mai avem o surpriză dulce. Iată această tortă. Torta cu prilejul frumosului jubileu. Mulțumim. Este pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darul. Nu, dumneavoastră nu va fi comod să țineți tarta. Da, bine. Și știm că împreună cu soțul dumneavoastră ați crescut și educat 12 copii. Să vă trăiască cu toții. Să fiți mândri și cei mai fericiți. Părinți, cu siguranță sunteți cei mai fericiți și împliniți, pentru că aveți așa copii minunați, care astăzi cu siguranță vă sunt în preajmă și se roagă la bunul Dumnezeu ca să trăiți mulți ani. Aceste baloane sunt la fel pentru ca să aveți așa o zi cât mai deosebită, cu o atmosferă festivă, să sărbătoriți acest frumos jubileu. Și vă punem la încercare să ghiciți cine a solicitat această surpriză ca să venim la dumneavoastră. Iraida? A, dintre noștri, sau cum? Dar dumneavoastră nu știți cine a solicitat această surpriză? Nu știu. Nu știți, da? Nu știu. Tata, cine? Astăzi ne spuneți cine vă sunt alături. Câți copii ai dumneavoastră vă sunt alături? Alături Tudor cu Mihai. Bine, atunci, doamna Tatiana, ne spuneți cine dintre copiii dumneavoastră este cel mai departe de casă? Mi se pare că cel mai departe e California. Așa mă gândesc eu. Nu s-a de vorbă. Cum? Cine din copiii? Da, care lipsește Lilia. Da, una noi. O lună de zile în urmă a fost aici. Da. Dacă au făcut trotuarele astea. Da. Și am unui. Restul 11 sunteți. Deci, toți 11 copii vă sunt astăzi alături la această frumoasă sărbătoare. Doar Lilia lipsește, care este în America. O sunat. Poftim? Ne-a sunat. Ne-a felicitat. Da, ne-a sunat și ne-a felicitat. Doamna Tatiana, să știți că chiar dacă vă despart mări și țări, ea a decis prin această surpriză să vă fie alături și vă transmit acești trandafiri pentru dumneavoastră cu prilejul frumosului jubileu, torta și baloanele și vă urează mulți, mulți ani înainte și ne-a expediat un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră care ne-a rugat să vi-l transmitem. Draga mea mamă, astăzi, când împlinești frumoasa vârstă de 80 de ani, mă alătur și eu cu cele mai frumoase binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Îți mulțumesc că mi-ai dat viață și ai îngrijit de mine pe tot parcursul copilăriei, iar mai apoi m-ai îndreptat spre calea mântuirii. Îți mulțumesc pentru rugăciunile care le-ai înălțat la Dumnezeu pentru mine. Vreau să-ți spun că te iubesc foarte mult. Mă rog ca bunul Dumnezeu să-ți dea multă sănătate, bucurii de la cei dragi, să te vegheze mereu și să te aibă în paza Lui pe tot restul vieții tale. Eu chiar dacă sunt departe, cu inima sunt cu voi. Cu mare drag, mesajul este de la fica Lilia, ginerele Mihail și copiii Danica, Alex, Tania, Mihaela și John din Statele Unite ale Americii. Cum spune, filmat, că-i mulțumesc și îi doresc cel mai călduroasă salutări și binecuvântări. Ne spuneți cum primiți această surpriză de la Lilia, pentru că este atât de departe, dar sper mult că prin mesaj dumneavoastră îi simțiți prezența. Inima ei e aproape din noi, da.
Îi mulțumesc și doresc sănătate și viață lungă și la toată familia ei, frumoasă familie și copii cu mințare. Doamna Tatiana, ne mai spuneți, pentru că astăzi sărbătoriți așa un frumos și bogat jubileu, da, ne spuneți cât de împlinită vă considerați și ce vă face fericită? Eu am făcut asta o surpriză. Eu eram în grădină de vale și am auzit mașini, parcă nu știu că la noi în poartă. Pe urmă am auzit glasuri mai multe, zic, cineva la noi a venit. Când am ajuns așa în coașă, nu puteam să mergem. M-am speriat, tare emoții am avut și de bucurie. Emoții de bucurie am avut. Când pe negândit să-i văd aici de știu ocean, aici mai vin, mai des, dar aici când au ocazie și vacanță. Și cu greu ne-a revenit niodată apă și ne-a revenit. Vedeți și bucuria. Noi am tot e puternic. Așteptam să vină Liuba de peste ocean, că e de mult atunci să mă duc la părinți la Sauca, dar ei s-au sfătuit prin telefon și dată să iese, dar nu ne-a spus nică. Eu ieri stam acolo la umbră, pe un scaun de astea, și zic, trebuie să vină, că ne-a spus nu știu care, zice că Liuba e prin România, trece și vine încoace. E și zic, dar și văd că merge o mașină, poarta era un ciuc deschisă. În coașul continui tot stat, zic, e Liuba, trebuie să vii. E că mă uit altă mașină și tot stă mai încolo. Când mă uit altă, trece partea dreaptă, stă. Când zic, aici e ceva taină, e o surpriză. Când ai ieșit până așa eu de acolo, aici e o gradă plină de-a mea. 30 odată. 30 persoane odată erau. Și toți ai dumneavoastră. Până atunci. Toți sunt urmașii familiei dumneavoastră. Da. Avem 33 de nepoți și 18 strănepoți. Să vă trăiască cu toții, să vă bucurați de ei. De asemenea, și vă doresc. Și 7 băieți avem și 5 fete. Sunt viață tăți. Și s-au născut tăți, slava Domnului. Nu cu dizabilități, slava Domnului. Sănătoși, îi mulțumesc Domnului în tot timp că s-au născut sănătoși, că tare mult întristări sunt pe pământ la părinți. Bunul Dumnezeu v-a binecuvântat cu ani mulți, cu sănătate și cu bucurii și împliniri din partea copiilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și acum, până a veni încă cu o surpriză, rugăm poate copiii sau nepoții să spuneți un mesaj de felicitare pentru mămica. Eu sunt Tudor, fiul care locuim în sat, părinții au crescut 12 copii, din toți 12, numai 2 au rămas în sat, în rest toți au plecat, care peste hotare, care în alte orașe. Și mă bucur pentru părinții noștri, Dumnezeu le-a ținut în viață. Le-am făcut ieri o surpriză plăcută, cu multe emoții. Ne-am bucurat și ieri și astăzi, avem un timp special. Ne amintim de momentele frumoase din copilărie. Chiar dimineața s-au preparat bucate tradiționale a familiei, ne-am adus aminte de multe lucruri frumoase. Iată aici un brăduleț, s-au organizat în fiecare plic, este fiecare copil care suntem, din toți 12 câte o felicitare, câte o urare, dar este anonim, părinții au să uite după ce se termină sărbătoarea, o să vadă felicitările, urări la fiecare, dar până când e o surpriză, este o taină ce este acolo. Sperăm să le facem o bucurie, o surpriză plăcută, să se bucure de mesajele noastre care le-am spus verbal, care sunt acolo, de prezența noastră aici. Ei sunt deja în vârstă, nu știu cât Dumnezeu le mai da viață, nu știu, poate, dacă vom avea ocazie să fim toți copiii acasă, dar ne bucurăm. Ne bucurăm pentru acest timp care Dumnezeu ne-a dat, timp frumos, posibilitatea la frații noștri, la surori să vină și de peste ocean. Eu personal, deci din sat, le sunt foarte recunoscător că s-au cheltuit. Într-adevăr, nu e atât de simplu să fie acasă de la așa departare. Sper Dumnezeu să le răsplătească acest gest.
cheltuielile care le-au făcut pentru părinții noștri, chiar și pentru mine, ca fratele lor care suntem aici în sat, m-am bucurat foarte mult de prezența lor și ceea ce vreau să le urez la părinții noștri, Dumnezeu să le mai lungească viața, pentru că ne sunt dragi, ne sunt scumpi, se roagă pentru noi și noi simțim rugăciunile lor, susținerea din partea lor în viața noastră fiecăruia și Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate, cu viață veșnică și să aibă bucurie de la copii, de la nepoți până la urmă, pentru că n-a fost ușor să crești o casă de copii. Au fost și greutăți, momente mai grele, din învălmășală, de lucru, retrăială pentru fiecare, dar iată că a venit timpul ca să se bucure. Astăzi se vede rodul, este un neam mare, sunt mulți nepoți, strănepoți. Când ne întâlnim, avem ce să vorbim și ne bucurăm și mă mândresc pentru că m-am născut într-o familie așa de numeroasă. Noi vedem lacrimi de fericire pe chipul dumneavoastră. Din partea noastră? Vedem lacrimi de fericire pe chipul dumneavoastră. Da, la un loc cu bucurii. Da, la un loc cu bucurii. Bucurie birui lacrimi. Foarte frumos. Tudor, este ceva foarte, foarte ingenios ceea ce ați făcut voi aici, cu aceste mesaje ce sunt din partea tuturor copiilor. Da, da. Numele la fiecare, dar până când este anonim. Deci, părinții vor vedea, după ce noi ne vom despărți fiecare la casă de lor, o să vadă... Deci atunci când plecați, da, atunci părinții vor deschide fiecare pliculeț de la copii. Da, da. Și le-au lăsat cutia ca să păstrăm plicurile în cutie. Ca să păstrați toate mesajele toate care mesaje veți găsi în pliculețele aici de la copii. Da, da. Stimată familie Sorbală, noi cunoaștem că astăzi mai sărbătoriți un frumos jubileu. Nu-i secret nici. S-a descoperit și asta. Dumneavoastră, astăzi, împliniți și 60 de ani de la ziua anunții. Da. Noi vă felicităm. Mulți ani înainte și multe bucurii în familia dumneavoastră și să vă fie cât mai mult în preajmă toți cei dragi, să aveți aceste momente pe care le trăiți astăzi, să vă umple inima de împlinire și de mândrie pentru urmașii dumneavoastră. Acest coș cu fructe este pentru dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Este pentru domnul Grigore. Așa. Și floarea pentru cucoana mireasă. Și atât, aceste cifre, ele simbolizează nunta de diamant, care astăzi o sărbătoriți. Da, mă, cea de aur, trecut, o rămas în urmă. Cea de aur, da, trecut, aceasta este nunta de diamant. Este pentru dumneavoastră. Și cine a solicitat surpriza, ne-a rugat mult să vă transmitem, să vă considerați, să trăiți acele momente adevărate de mire și mireasă. Și până a dat citirea mesajului, care l-am primit, de acum probabil intuiți din partea cui este, din partea Liliei, din partea fiicei dumneavoastră, care nu a reușit să fie alături de toți cei 11 frați ai ei, însă ne-a transmis acest mesaj de felicitare, care noi vi-l transmitem cu drag din partea ei. Scumpii mei părinți, cu lacrimi în ochi, vreau mai întâi să-mi cer iertare, fiindcă nu am putut să fiu și eu zilele acestea cu voi. Zile importante din viața voastră, când cei dragi sunt alături. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împliniți frumosul jubileu de 60 de ani de căsnicie. Știu că nu a fost ușor să vă confruntați cu problemele și grijile care le-ați avut. Ați construit case de două ori. Ați sădit copaci, pomi, fructiferi împreună și ați crescut 12 copii. Eu vă mulțumesc din suflet că de mici pe toți cu drag ne-ați legănat, în brațe ne-ați purtat, la toți somnul ne-ați vegheat. Când am căzut, ne-ați ridicat
Durerile ne-ați alinat și împreună am și lăcrimat. Noi nu știm dacă am fost cuminți ori nu, dar vă mulțumim pentru caracterul vostru devenit aspru atunci când a trebuit să ne dați lecții de viață. Vreau să vă spun că ținem mult la voi și vă dorim dispoziție plăcută în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mulți ani și multe bucurii. Mulțumesc. De la ai voștri, familia Olei, Lilia, Mihail, Danic, Alex, Tania, Mihaela și John. Mulțumesc. Din Statele Unite ale Americii. Doamne, sunt dori de deja la cap, bieților. Mulțumesc din suflet. Dumnezeu ne-a ajutat și sunteți sănătoși. Și azi ne bucurăm de că avem așa o întâlnire și toți ne felicitează, copiii ne stimează toți. Nici unul nu-i să zic ceva, că ea ca tata nu ne-o dat ori, așa e n-a făcut, sunteți mulțumiți și mă bucur de deși. Eu sunt ginerile domnilor și vreau să vă spun că socrii pentru mine sunt mai mult ca părinții, fiindcă părinții mei sunt plecați în lumea celor drepți și Grigori și Tatiana Zorbală pentru mine au fost o lecție de viață, fiindcă ceea ce nu fac mulți părinți, tata nostru, socru, de câte ori am avut ceva întrebări de rezolvat, niciodată nu s-a implicat direct în familia noastră, dar se închidea undeva, într-o cameră, și toate năzuințele, toate dorințele dânsului le spunea celui de sus. E o lecție enormă de viață. E o lecție care aș vrea să și eu la fel, ca să procedez la fel cu copiii mei. E o familie foarte frumoasă, o familie de 12 copii și trecând prin toate încercările vieții, astea sunt florile dânșilor. Eu sunt fiica mai mare, Elena, și tot ce am învățat de la părinții mei, asta a fost că tot ce fac în viață, să fac din toată inima și să facă pentru Dumnezeu. Și tata tot timpul ne zicea, dacă ne spunea ceva să facem și dacă nu facem așa cum știa el că trebuie făcut, zice, mai bine nu fă, mai bine să nu faceți. Și ne-am învățat o lecție de viață, jertfirea. Foarte mult ne jertfim pentru alții, să ajutăm pe alții care poate sunt mai greu ca noi, să avem grijă de orfani, de bătrâni, de oameni nevoiași și asta a pus foarte mult în noi. Și sunt foarte mulțumitoare pentru asta că trecând prin viață și fiind și eu deja bunică, observ și văd că mulți nu au. Și asta a fost un dar și o bunătate care nu se prețuiește în viață, nu are preț, ceea ce au putut să pun în ei noi. Și le sunt foarte mulțumitoare și recunoscătoare pentru asta. Domnul se țină cât știe El în viață și cât le va da zile să fie așa cum sunt, măcar pe picioare. Și ne bucurăm de ei și mulțumim că știm că atunci când este greu, cineva pentru noi se roagă. Și asta pentru noi este tot. Și mulțumim Domnului pentru ei. Care a fost pentru dumneavoastră lecția cea mai importantă de la părinți, care este valabilă pe tot parcursul vieții? De fi om. Au avut capacitatea părinții de a transmite asta copiilor și nu ne-am simțit asta în parcursul vieții până în prezent. Și cred că o să simt până la sfârșit. Atât. Așa e mult de spus, nu vreau să intru în detalii. Mulțumim, mulțumim mult! Bine, am și ceva de spus. Eu mă numesc Vitalie, sunt al 10-lea și mama poate n-a calculat bine ani sau probabil știe mai bine ca mine. Ea m-a născut de vârsta mea. Ea anul acesta împlinește 40 de ani. 80 de ani și anul acesta am împlinit 40 de ani. Și cu 40 de ani în urmă, Dumnezeu mi-a dat viață să rup pe pământ, să mă nasc și de datorită lor sunt astăzi în viață, sunt educat și le mulțumesc foarte mult. Părinți cu dragoste, iubire, rămas au singuri și au cărunțit. Copii ne pot apar în amintire, părinții mei, ce mult voi m-ați iubit. De ce ades puțin de-n ascultare, căci viața trece iute ca un vânt. Când suntem noi plecați, îndepărtați,
casa părintească, deci pentru voi se roade numai ei. Dar viața trece și strecoare anii, și zi de zi noi grijuri izvoresc. Dar nu uităm nici când, căci dintre oameni sunt cei mai dragi părinții ce iubesc. De ce ades puțin de-n ascultare, căci viața trece iute ca un vânt. Când suntem noi plecați în depărtare, părinții ne așteaptă-n dor și-n gând. Părinții mei cu dragoste aleasă, dor mereu ne așteaptă lângă ei. O, nu uitați de casa părintească, deci pentru voi se roagă numai ei. Părinții mei cu dragoste aleasă,